România se confruntă cu o epidemie de rujeolă, fapt confirmat de către Ministerul Sănătății. Trei copii au murit din cauza acestei boli, iar alte câteva sute s-au îmbolnăvit. Situația este îngrijorătoare, ținând cont că numărul îmbolnăvirilor a crescut alarmant față de anul 2015, când s-au înregistrat doar 7 cazuri de îmbolnăvire cu rujeolă. Numărul îmbolnăvirilor cu rujeolă a crescut alarmant în primele 8 luni ale acestui an. Potrivit datelor oficiale, 3 bebeluși au murit și alți 675 de copii din 23 de județe s-au îmbolnăvit de la începutul anului și până acum. Cele 3 cazuri de deces au survenit la copii sub vârsta de un an, adică sub vârsta la care se efectuează vaccinarea împotriva rujeolei. Acești copii au murit inutil și fără sens. Se arată în comunicatul de presă al Ministerului Sănătății. În comparație cu anul 2015, în care s-au înregistrat doar 7 cazuri confirmate de rujeolă și niciun deces, creșterea numărului de îmbolnăviri este mai mult decât alarmantă. Acest fapt a fost favorizat în unele cazuri de lipsa vaccinurilor sau de refuzul părinților de a-și vaccina copiii în urma unor campanii masive împotriva vaccinării. Din lipsa de informații sau de teama reacțiilor adverse, tot mai mulți părinți aleg să nu își imunizeze copiii. Ministerul Sănătății condamnă în cei mai duri termeni campaniile irresponsabile împotriva vaccinării copiilor. Rezultatele acestora se traduc, de exemplu, în înmulțirea cazurilor de rujeolă de 10 de ori într-un singur an. Se mai arată în comunicatul Ministerului Sănătății. Cele mai multe cazuri, 219 la număr, au fost înregistrate la granița dintre județele Bistrița, Năsăud și Cluj, urmate de județele Mureș, 145 de cazuri, Arad, 113 cazuri și Timiș, 71 de cazuri. Cei 3 bebeluși care au murit de rujeolă proveneau din județele Arad și Timiș și nu fuseseră vaccinați împotriva virusului. Ministerul Sănătății face apel către toți părinții să respecte calendarul de vaccinare pentru sănătatea copiilor. În zonele afectate, Institutul Național de Sănătate Publică recomandă vaccinarea copiilor la vârsta de 7 luni cu refacerea vaccinului la vârsta normală de un an.